Un accident de circulație a avut loc în Zalău, chiar în apropierea liceului Alexandru Papiu Ilarian. Un tânăr din Cizer de 16 ani, care probabil s-a grăbit la școală, a trecut strada în fugă într-o zonă nemarcată ca fiind trecere de pietoni și a fost lovit de o mașină, după care acesta a fost proiectat într-o altă mașină care circula în sens opus. Tânărul a fost transportat în cel mai scurt timp la spital pentru a-i se acorda îngrijiri medicale. A avut noroc și a scăpat ca prin minune, fiind diagnosticat cu un traumatism minor care nu a necesitat internarea. Un adolescent în vârstă de 16 ani, victimă a unui accident de circulație petrecut în această dimineață în Zalău, a fost tratat de echipa medicală din Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean. În acest moment, pacientul este stabil și se află în continuare în urgență sub supraveghere medicală. A fost supus mai multor investigații care au permis echipei medicale stabilirea cu certitudine a diagnosticului: traumatism craniocerebral minor și contuzie genunche stâng. Cred că a venit momentul ca cei care intră în politică să aibă un proiect politic pentru România. În acest sens, pentru mine, proiectul politic este salvarea fermei țărănești de la dispariție. Iar pentru acest proiect politic am nevoie de voi, de sălăjeni, ca și consumatori care să-și poată reorienta un act de cumpărare de alimente înspre ferma țărănească, înspre alimente mai gustoase, mai ieftine și mai sănătoase.